Președintele Consiliului Județean Maramureș Ionel Bogdan, în prezența Ministrului Transporturilor și Infrastructurii Sorin Grindianu, a semnat acordul de parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Consiliul Județean Maramureș, și Primăria Baia Mare. Practic, prin acest parteneriat se va asigura atât implementarea proiectelor majore de infrastructură rutieră, pasajul rutier suprateran în zona Ital-Sofa și pasajul rutier suprateran Clubul Văcarilor, cât și finanțarea finanțarea acestora prin Programul Național de Redresare și Reziliență PNRR. Pentru pasajul către Groș în această săptămână va fi demarată procedura de achiziție pentru proiectare și execuție, iar săptămâna viitoare va fi demarată licitația pentru pasajul Clubul Văcarilor. Valoarea ambelor proiecte se ridică la suma de 35 milioane euro. În ceea ce privește termenul de execuție, odată ce vor fi atribuite contractele, va fi de 12 luni pentru fiecare pasaj. Realizarea celor două pasaje supraterane va asigura fluidizarea traficului din aceste zone extrem de aglomerate la orele de vârf, iar pe viitor vor fi conectate la centura metropolitană Baia Mare, precizează președintele CJ Maramure și Ionel Bogdan. Acordul de parteneriat pe care l-am semnat este foarte important pentru realizarea pasajelor supraterane. Avem asigurată finanțarea prin PNRR, iar în cel mai scurt timp vom putea demara lucrările de execuție, a transmis președintele administrației județene. Pasajul de la Clubul Văcarilor va avea două benzi pe sens, benzi suplimentare de acces pe pasaj, care vor duce la lărgirea DN1C spre localitatea recea și va fi în lungime totală de 495 de metri. Pasajul de la Baia Mare la Groș a fost proiectat cu o lungime totală de 680 de metri și o lățime de 13,6 metri.